Ați folosit un regulator de creștere în 2018? Am folosit produsul Regaris de la firma BSF. Aici avem o parcelă care se vede în spatele meu, iar deja la al treilea, al patrulea rând, se vede diferența. Unde nu a fost tratat. Deci diferența de creștere. Și trebuie să căutăm cumva să reducem volumul tăierilor. Și din cauza asta am și folosit produsul Regalis. Privitor la Regalis, care sunt schimbările pe care le-ați observat acolo unde a fost folosit? Deci creșterile vegetative s-au redus cu două treimi. Lăstarii anuale care creșteau la vârful pomului undeva la 70-80 de centimetri s-au redus acum la 20, 15, maxim 30 de centimetri. BASF. We create chemistry.